Preacucernice Părinte Protopop, Preacuvioși Părinți, Preacucernici Părinți, Domnule Primar, dragi teologi și iubiți frați și surori împreună rugători. La îndemnul Părintelui Protopop, după cum spunea că Sfânta Scriptură este o carte de temelie a vieții creștine, am să încep cuvântul meu de astăzi apelând la ea. Mulțumesc Celui ce m-a întărit, lui Iisus Hristos, Domnul nostru, că m-a socotit credincios și m-a pus să-i slujesc. Epistola 1 către Timotei, capitolul 1, versetul 12. Așadar, oferiți-mi mie această cinste de a fi primul care se mulțumească lui Dumnezeu pentru acest mare dar al preoției, pentru modul în care a lucrat în viața mea după a lui pronie divină și pentru toate binefacerile știute și neștiute care le-a revărsat din belșug asupra mea și pentru care îi voi fi recunoscător și mulțumitor toată viața. Mulțumire aduc și episcopilor noștri, în al preasfințitului arhiepiscop și mitropolit Andrei și preasfințitului părinte Benedict Bistrițeanu. Celui din tâi îi mulțumesc pentru modelul pe care mi l-a pus înainte, prin persoana în alprea Sfinției sale, pe care îl nădăjduiesc să-l urmez și după care să-mi ghidez pașii în această viață. Preacucernicului Părinte Protopop Paul, îi mulțumesc pentru purtarea de grijă încă din clipa în care ne-am cunoscut și până acum. Și nădăjduiesc să avem o colaborare roditoare în pace și bună rânduială spre slava lui Dumnezeu. Părintelui Andrei, îi mulțumesc pentru comunitatea mărinimoasă și domnicească pe care a lăsat-o aici, ca Sâmboien și la Târgușor. Îi mulțumesc și pentru tot ce am găsit aici, și mă refer la biserică, la casă parohială, și dacă aceste lucruri sunt făcute deja, cu ajutorul lui Dumnezeu, am să-mi întreb misiunea mea pe latura spirituală. Le mulțumesc părinților din preună slujitori, care au înfrumusețat atât de frumos dumnezeiasca liturghie prin harul preoției. Mulțumim și Domnului Primar, pe care îl așteptăm la biserică, oricând are posibilitatea, să ne rugăm împreună pentru binele comun al acestei țări. Le mulțumesc și fraților mei teologi, cu care împărtășesc aceleași emoții și care, prin cântarea lor, au împodobit frumos această sfântă slujbă. Mulțumire și soție mele Denisa, pe care Dumnezeu a rânduit-o să fie alături de mine în această viață și în misiunea la care am fost chemat și care mă sprijină neîncetat. Le mulțumesc părinților mei trupești și bunicilor mei, celor ce sunt și celor ce nu mai sunt, pentru modul în care m-au crescut, m-au educat, oferindu-mi toate sfaturile bune spre a nu păși greșit. Au fost, cu adevărat, modele de urmat în viața mea. Iar vouă tuturor, iubiți credincioși, vă mulțumesc pentru felul în care m-ați primit în comunitatea voastră. Dacă acum 2000 de ani Mântuitorul Hristos nu avea unde să se nască, nu avea loc unde să se nască, pentru mine s-a găsit un loc aici la dumneavoastră în comunitate. Și dacă tot a fost Evanghelia zilei a Vameșului Zaheu, ați auzit cuvinte frumoase spuse la această pericopă evanghelică, o să folosesc și eu această sintagmă. Dar un cuvânt înainte și o să spun, de astăzi vreau să rămân în această parohie. De asemenea, le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine la acest moment de bucurie pe care comunitatea noastră l-a trăit. Cu ajutorul lui Dumnezeu și a dumneavoastră credincioșii, nădăjduiesc să-mi pot îndeplini făgăduințele și să fiu la înălțimea chemării și slujirii preoțești. În încheiere, îl rog pe atotmilostivul Dumnezeu să ne binecuvinteze cu al său har și a sa iubire de oameni, să caute cu ochiul lui blând la fiecare rugăciune
pe care voi o înălțați către El. Iar noi oameni, orice am face cu lucrul sau cu gândul, să fie spre slava Preasfintei Treimi. Amin.